Stimați telespectatori, după cum știți, de astăzi voi filma cu Oana, aici de față. Bună ziua tuturor! E dimineață. Bună dimineața! Așa. Și am adus-o să-i arăt stațiunea, mai precis la delfinariu. Dar, n-am întrebat, vrei să-ți o arăt? Da, vreau să-mi o arăți. Oana, îi plac peștii. Nu știu ce o să-i arăt aici, pentru că aici nu o să vedem niciun pește. Știi că delfinii sunt de fapt mamiferi. Da, știu chestia asta. Da? Da. De ce n-ai spus? De ce n-am spus-o? Pentru că, deși sunt mamifere, trăiesc în spațiul acvatic. Da. Și arată ca un pește. Și se comportă ca un pește. Și cred că sunt totuși pești, chiar dacă sunt mamifere. Puțină lecție de zoofilie, nu? Da, din câte știu, mamiferele sunt animalele care fac pui. Păi și delfinul ce faci? Pui. Da. Păi de asta e și mamifer, nu? Hai să vedem spectacolul și sper să-ți placă. Și să vă placă și noastră, stimați telespectatori, și ție, Liviu, că nu te-am uitat și pe tine. Liviu e cu mine, n-a plecat nicăieri, chiar dacă am... lângă mine pe Oana. Ăla nu-i Seleși? Da. Seleși. Hai să mergem. Seleși, ce cauți aici? La delfinariu, cum ce cauți aici? De ce? Ca să văd delfin. Du-te mă în larg. Auzi? Da, ai mai fost vreodată? Da, când aveam 4 ani. Adică acum un an, nu? Nu. Sele și doamnelor și domnilor, uitați. Hai, zici tu ce. Ce să zic? Cochetează cu camera. Da, vreau să văd delfin. Da, bravo. Ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut. Cum adică da, mi-a plăcut? Da, mi-a plăcut. Mark e un tip foarte deștept, știe să joace popice, știe să joace... Și știe să joace? Popice, bowling. Cum a zis? Popice. 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 Datorită faptului că leii de mare sunt în perioada de împerechiere, ei nu au vrut să execute nimic în timpul spectacolului, dar pentru că este domnul Seleși aici de față, s-au gândit să ne facă o surpriză și după spectacol i-au dedicat câteva momente. Ți-au plăcut? Da. Salut, John. Zi Seleși, salut. Așa. Zi Oana. Salut, John. Pe nume e mă lui. Salut, John. Da, Oana a zis salut, John. Uite, și pup pe John. Fiți atenți cum îl pup eu pe John.